În afară de deplasarea propriu-zisă, acum, la modul sincer, vă duelați de la egal la egal cu echipele alea din străinătate, că și acum se mai fac deplasări, dar ieșim, din păcate, aici nu mai e de râs, din primul tur. Și atunci rămânem cu deplasarea. Am avut, cel puțin din punctul meu, m-am considerat un timp norocos, am avut parte să joc la o echipă înconjurat de foarte multe valori. Știi că era și vorba, la un moment toată lumea știa cum primii 11 sau lotul Craiovei, antrenorul întotdeauna avea o problemă când venea duminica să facă primul 11. Corect. Pentru că nu știa, știa că îndreptățește pe cineva. Acum era și inspirația, pentru că pe oricare băga în teren până la urmă, obiectivul ăsta de victorie îi se realiza. Nu știu ce... Altă, am spus, o mare echipă. De-aia și mie mi-a plăcut întotdeauna să spun și nu prea am greșit. Noi, Universitatea Craiova, am fost echipa de club care le-am învățat și pe celelalte la performanță, pentru că noi am fost primii și aproape de așa la mime de ocupă de câștigarea cupei UEFA, dar și ceea ce s-a întâmplat așa, de-aia avem și foarte mulți simpatizanți încă în România, pentru că li s-a transmis asta de la părinții, de la bunicilor și la tineri. Noi într-adevăr am fost echipa aia care ne-am bătut cu sistemul, cu Steaua, cu Dinamo, și lumea simțea în noi așa ca o unealtă așa de răzvrătire, să spun. Corect, corect. Mai țineți minte când ați ajuns la Craiova, v-a luat cineva sub aripă, adică unul mai bătrân, veteranul, să, nu știu, să vă spună, băi băiete, uite așa, 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 adică să vă învețe anumite lucruri? Să știi că nici nu eram trecut, veneam dintr-o divizie B, unde acolo eram chiar călit cu jucători din ăștia purisani, cu Neatiti Bătlan, cu Măniosu, cu toți aia care jucau pe la Electro pe acolo, și eram golgeter în divizia B, și când am venit, sigur, am avut și curajul, că îți dai seama, eu când am venit eram al șaptelea atacant la Universitatea Craiova. Deci era Țară Lungă, Oblemenco, Marcu, Crișan, Cămătaru, Pițurcă, și eu am venit al șaptelea. Nu mi-a fost frică să vin, dom'le, că nu joc, că eu știu. Am venit la concurență și la primul meci, ăla din 7-6, am jucat titular. Știi, când... Dar... Ți-am spus, acceptam și concurența, acceptai orice ca să, doar în ideea în care să joci. Așa, am stat cu Neanelu în cameră, cu Neanelu Oblemenco, într-un cantonament de iarnă. Primul cantonament care l-am stat cu Purima, că era ceva mai vechi el așa, de vreo 3-4 ani, dar era mai apropiat de vârstă. Dar pe urmă, în iarnă, am stat cu Neanelu Oblemenco. Atunci ne-am și aproape, pentru că am ținut foarte mult Neanelu și când a fost antrenor, și întotdeauna așa pe unde a fost l-am considerat un tip cu care puteam acceptam să-mi dea niște sfaturi, și el a fost mitul numărul 1 al Craiovei, pentru că de la Oblemenco, imediat după promovare, atunci când a venit la vreun an sau la vreo 2 ani, mi se pare, sau anul următor, nu mai știu, sau după primul an, a început performanța aceea de a-l avea pe el golgeterul echipei, golgeterul României, și de aici s-a transmis și mai departe, ideea asta să fie printre primii campionat. Alo. Noi vă auzim, da. Ne auziți? Da, da. Alo.
Cred că a căzut doar semnalul video. Păi mă sună cineva. Acum ne vedem. Da, sunea fiică mea. Sunea fiică mea. E ziua fiică mei. La mulți ani să trăiască. Cea mare, cea 26-a, da. Și i-am dat înainte telefon să-i spun la mulți ani și n-am găsit-o. Și acum probabil vroia să... Ziceți-i că vă mai ținem 20 de minute și gata, puteți vorbi. Cu... Ați declarat în dese rânduri și iarăși mulți dintre cei care ne privesc tineri, vorba noastră, fără să vrem să-i jignim, nu prea înțeleg lucrul acesta. Cum adică ardea tricoul Universității Craiova? Era, te arde când joci la Universitatea, cam asta trebuie să fie senzația. Când ai pus mâna pe tricou ăla, să-l simți foarte cald, foarte fierbinte și să încerci să nu-l dai deloc. Să încerci să nu-i dai altfel. Sigur, la noi este puțin așa figura asta de stil, având în vedere că la noi se dădeau întotdeauna de la 1 la 11. Ți-aduce aminte? Nu existau 14, 16, 18, aia care intrau în primii 11. Asta era țelul, în fond și la urma urmei, dacă ești la o echipă, să cauți, să joci cât mai mult titular. Mai se întâmplă să fii cele cum era cazul nostru când era un conglomerat din ăsta de atâtea valori. Dar primul și primul lucru, când puneai mâna de pe tricou, încercai să-l ții cât mai mult. Și de asta și ideea asta. Bă, să simți ceva când ai tricou, nu doar că sunt așa la, știi, sunt la echipă, am un contract și mă interesează mai puțin eu și dacă îmi fac obiectivele sau nu. La vârsta aceea și la anii pe care îi aveați atunci, vă dădeați seama de ce performanțe realizaserăți? Sau ar trebui să treacă un timp să vedeți? Adică intrați pe teren, învingeați, vă dădeați seama de performanțele pe care le făceați? Mă, să știi, bă, că nu prea. Nu prea, pentru că ne obișnuisem și lumea se obișnuise cu lucrul ăsta. Știu, conducerea clubului, atunci era conducerea clubului și secția de fotbal. Știi cum era? Da, da. Secția formată din director, de la întreprindere în care se mai strângeau banii ăia, știi, care se suplimentau când aveai campionat, eu știu, zicea, dom'le, ai 10.000 atâta era, 10.000 de lei că luam un campionat și 5.000 de lei că luam Cupa României. Dar lumea să și obișnuise, nu putea să vină cu foarte mult, că îți dai seama, suma asta era o primă de joc pentru cei de la Jiu Petroșan sau de la Corvinu Hunedoara sau penaltă. La noi lumea, obișnuindu-se cu performanțe, nu venea cu nu știu ce tarife din ăștia foarte, foarte mari. Din punctul ăsta de vedere am fost prejudiciați așa, n-am strâns banii la performanțele care le-am avut, să fi strâns banii în conformitate așa cu ce au luat altele, cum am spus, un Jiu Petroșan, un Corvinu sau alte echipe din ăsta unde erau sume mult mai mari. Și de aia să și schimbau antrenorii. În momentul la noi să schimbau antrenorii că, eu știu, ajungeau pe locul 2. Sau în momentul în care campionatul terminam pe locul 2, era o nereușită. Dacă nu luam cupa, iară, tot așa, o nereușită. Dacă nu jucai, erai în finală. Să nu mai zic că erai în finală și o pierdeai. Deci situații și... Apropo de ceea ce ai spus, dacă realizam ce performanțe puteam să facem. Deci cam obișnuisem așa cu el. Stai, nu închide. Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri!